Centrul orașului Zalău a devenit de câteva seri pista de distracții pentru conducătorii de ATV-uri. Locatarii ne-au trimis pe adresa redacției un filmuleț cu tineri care, după ora 22, fac mult zgomot pe strada 22 decembrie 1989. Aceștia menționează că sunt deranjați de zgomotul infernal produs de aceste autovehicule. Unii consideră că trebuie interzise, iar polițiștii ar trebui să completeze niște procese verbale. Poate așa s-ar putea bucura toată lumea de o seară liniștită. Dă-i, măi, dă-i, măi, să te băgăm pe Facebook, măi, dă-i acolo o poziție, măi, o poziție, măi, dă-i o poziție, turbo! Turbo, dă-i, Facebook! Dă-i, dă-i! Bravo, 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 bravo! Dă-i încă una, letu! Așa, aici aproape să te vedem, dă-i! Bravo, mă, bravo!